Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a transmis un mesaj prin care le mulțumește cetățenilor orașului pentru faptul că pandemia de coronavirus este ținută sub control. Edilul șef apreciază că la Buzău comunitatea a fost disciplinată, iar toți buzoienii cu sarcini și obligații în această luptă și-au făcut datoria. Tot personalul medical, polițiștii, jandarmii și militarii merită toată recunoștința pentru profesionalismul demonstrat și dedicarea cu care și-au făcut și își fac treaba. Ca președinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgență am propus și s-au aprobat 7 hotărâri care s-au pus în aplicare pe teritoriul municipiului Buzău încă de la apariția primelor cazuri în România, ceea ce a permis luarea de măsuri decisive în această luptă permanentă cu acest dușman necunoscut. Multe din măsurile luate de noi în acest comitet local s-au adoptat chiar înaintea celor impuse prin ordonanțele militare, unele dintre ele fiind chiar unicat la nivel național, a transmis primarul Constantin Toma. Într-o postare video realizată într-un autobuz al societății Transbuz, Constantin Toma enumeră cele mai importante măsuri adoptate de Comitetul Local pentru Situații de Urgență și aplicate sau urmărite de Primăria Municipiului Buzău. Luând foarte multe măsuri în premieră națională, chiar înaintea ordonanțelor militare. Multe dintre ele unicați în momentul ăsta. Mă refer, de exemplu, la montarea acelei rețele de lavare mobile, prin care oamenii au fost invitați să se spele cu apă și săpun și acele echipamente le-am montat în fața gărilor, autogărilor, piețelor, magazinelor alimentare, inclusiv supermarketelor, astfel încât prin purtarea măștii și prin spălatul pe mâini să avem o luptă eficientă împotriva acestui coronavirus COVID-19. De asemenea, au fost luate foarte multe măsuri, dozatoare de astea de dezinfectant, montarea și a covorașelor la nivelul scării de bloc. Pentru a doua oară suntem în plin proces de dezinfectare a trotuarelor, parcărilor și străzilor, cu substanțe biocide pe bază de hidroxid de sodiu. Cred că vom fi primul oraș din România și în această zonă. De asemenea, împreună cu cei mai importanți 40 de agenți economici din Buzău, primăria a creat un sistem flexibil de transport în comun care să asigure în condiții de siguranță prezența oamenilor la lucru, inclusiv din aproape 40 de localități din jurul municipiului Buzău. Primăria susține permanent economia buzoiană, inclusiv prin propriile investiții de 10 de milioane de euro, care vor transforma decisiv Buzăul în bine.